În Teatrul Evrei se joacă și în Yiddish. În Teatrul Evrei se joacă și în Yiddish. Da, eu am de fapt o bază de 12 ani de germană, dat fiind școala Waldorf. Și atunci cumva mi-a fost mai ușor cu asimilarea limbii Yiddish. Și jucăm în continuare și în Yiddish. Avem spectacole, Dibucu se joacă în Yiddish. Acolo, dar se joacă și în română. Da. Yentl-ul e în română. Exact, ajungem la Yentl. Da. Un spectacol... Ai vrut să-l faci și direct ți-ai dorit rolul ăla sau iarăși s-a întâmplat să A venit, mi l-a adus viața în drum. Atunci făceam un băiețel, îmi descopeream masculinitatea și umblam în niște pantaloni foarte, foarte largi, army, și cu șosețica băgată în pantaloni, eu experimentând cum e să mergi. Stradă. Umblam pe stradă, da. Așa? A fost o perioadă foarte interesantă. Yentl-ul mi-a adus uniterul. A fost foarte important pentru mine la vremea aia, că, bine, nu ca și cum acum aș fi foarte mare, dar, pe la 26 de ani să iei un uniter. Cea mai bună actriță în rol principal, Alexandra Fasolă, pentru rolul titular din spectacolul Yentl.